Salutare! Astăzi învățăm să recunoaștem fenomenele naturii specifice celor patru anotimpuri: primăvara, vara, toamna și iarna. Pentru început, va trebui să realizăm cartonașe pentru prima activitate, și anume patru cartonașe cu cele patru anotimpuri. Vom desena câteva elemente pe care le întâlnim în fiecare anotimp. Primul cartonaș va conține elemente pe care le întâlnim în anotimpul toamna. Desenează și tu! Al doilea cartonaș va conține elemente specifice anotimpului primăvara, și anume pomi înfloriți, soare, păsări, flori și iarbă verde. La fel vom proceda și cu al treilea cartonaș, cu anotimpul vara. Iar pe ultimul cartonaș vom desena elemente specifice cărui anotimp. Ai dreptate! Vom desena elemente specifice anotimpului iarna. Desenează și tu! După ce ai realizat setul cu cartonașe cu cele patru anotimpuri, poți realiza câteva cartonașe cu fenomenele naturii. Prima activitate pe care ți-o propun se numește Alege fenomenul potrivit. În cadrul acestei activități vei folosi atât cartonașele cu anotimpuri, cât și cartonașele cu fenomenele naturii. Pentru început, va trebui să alegi din cele trei cartonașe cartonașul cu fenomenul naturii potrivit anotimpului vara. Care este acesta? Felicitări! Dacă ai ales cartonașul cu soare, acesta este cartonașul potrivit. Anotimpului iarna îi se potrivește cartonașul cu nisoarea. Corect! Dacă ai ales cartonașul cu nisoare, atunci este cartonașul potrivit. Dacă ai ales fenomenul potrivit fiecărui anotimp, este timpul pentru altă activitate, unde vei folosi doar cartonașele cu fenomenele naturii, și anume cartonașul cu soare, vânt, ploaie, nisoare și nor. Amestecă cartonașele cu fenomenele naturii și distrează-te împreună cu colegii tăi. Va trebui să alegeți cartonașul care urmează în șir. Ce cartonaș urmează după vânt? Așa este, urmează un nor. Felicitări! În următorul șir avem soare, ploaie, soare și din nou ploaie. Felicitări! Te-ai descurcat de minune! Ultima activitate la care vei folosi toate cartonașele cu fenomenele naturii este jurnalul meteo. Alege o foaie mare de hârtie, scrie zilele săptămânii sau poți ruga un adult să te ajute sau un coleg care știe să scrie și poți lipi cartonașele în funcție de starea vremii din acea zi. La finalul săptămânii poți observa câte zile însorite au fost în acea săptămână sau în câte zile a plouat. Așa va arăta jurnalul meteo dintr-o săptămână. Succes!